Mai multe imagini au impresionat o lume întreagă. Un bărbat a stat minute în șir în ploaia torențială ca să-și protejeze cu umbrela cei doi cai. Este o lecție uriașă de umanitate din partea românului. Conform știrile canalde.ro, bărbatul din Pitești a fost prins de ploaie chiar pe străzile orașului și a hotărât să-și protejeze cei doi cai înhămați la căruță cu umbrela pe care o avea. Cu toate că ploua torențial, bărbatul a stat nemișcat minute în șir lângă cei doi cai pentru a-i calma și proteja. Imaginea a fost surprinsă la Pitești de jurnalista Mariana Zaharia și a devenit în scurt timp virală pe rețelele de socializare. Ploile au făcut ravagii în Constanța după ce mai multe curți au fost inundate. Probleme au fost și în Tulcea, acolo unde trei gospodării au fost inundate, iar un copac a căzut pe o mașină. 5 curți din comuna Valului Traian au fost inundate, iar un copac și un stâlp au căzut. Administrația Națională de Meteorologie a transmis un cod portocaliu valabil pentru localitățile Constanțene, Năvodari, Ovidiu, Cumpăna, Valului Traian, Techirghiol, Lumina, Negruvodă, 23 august, Poarta Albă, Limanul, Albești. Potrivit avertizării, se vor înregistra verse torențiale ce vor depăși local 35-40 de litri pe metru pătrat. Frecvente descărcări electrice, grindină, intensificări de scurtă durată ale vântului, relatează canalde.ro.